aflu în centrul municipiului Hunedoara, în fața hotelului Rusca, hotel care tocmai a fost vândut de către SIB Banat Crișana cu prețul de 1.100.000 de euro plus TVA. Hotelul are o suprafață de peste 6.100 de metri pătrați, care, la un calcul, a fost vândut cu un preț sub 180 de euro per metru pătrat, suprafață construită. După cum se vede, hotelul arată foarte bine, este renovat, în condițiile în care în România sub 800 de euro per metru pătrat nu se poate construi, la care nu este inclusă nici valoarea terenului, mă tot întreb pentru ce a fost vândut cu un preț atât de derizoriu acest hotel. Menționez că hotelul dispune de 103 camere, dispune de un restaurant unde se pot organiza nunți și botezuri de 220 de locuri, un bar de 40 de locuri și o sală de conferință de 70 de locuri. Întrebarea pe care o am eu în calitate de acționar la SIB Banat Crișana, pe care o adresez președintului Consiliului de Administrație, domnul Bogdan Drăgoi, și consilierul dânsului, domnul Najib Elakis, este care sunt beneficiile lor în condițiile în care calculul pierderii mele ca și acționar îl știu.